Era aici, la hotel. Cine-i stăpânul, nu se știe. Povestea este încălcită încă de la început. Nimeni nu își aduce aminte exact ora la care capra a apărut subit pe terasa unui hotel din zona peninsulară a Constanței. Dacă ar fi să ne luăm după angajații hotelului, ar fi ora 8 și 30 de minute. Dacă i-am crede pe drumarii martori la evenimentul neobișnuit, ar fi ora 9. Nu știm acum exact ce să vă spunem. Unde ați văzut-o? Era aici, la hotel. Cert este că cineva a dat alarma. Două echipaje de poliție au venit la fața locului pentru a prinde capra. Nu a fost însă cu putință pentru că aceasta a dat bir cu fugiții. Au încercat să o prindă și n-au reușit. Pastăriș, a luat-o pe aici și s-a tot dus, n-a mai prins nimeni. Polițiștii s-au declarat învinși de situație, iar capra a dispărut din nou. Rumegătoarea a fugit pe strada Mircea cel Bătrân, dar s-a oprit brusc în această zonă plină de verdeață, unde a stat și s-a înfruptat în voie. De data aceasta, oamenii au alertat din nou autoritățile care au trimis, se pare, forțele speciale. Animalul nu a avut nicio scăpare. A fost imobilizat imediat. De aici, totul se învăluie din nou în mister. Polițiștii susțin că au predat ierbivorul Asociației pentru Protecția Animalelor și de aici ar fi ajuns la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Atât angajații ONG-ului, cât și cei ai microrezervației susțin însă că nu au văzut nici copită de capră străină în curtea lor. Nu am primit deocamdată nicio capră de la nimeni, probabil că urmează să vină, deocamdată nu am primit nimic. În orice caz, sper să fie bine capra. Povestea de la Constanța ar putea fi elucidată doar de NASA, dacă ar demara cercetări prin intermediul sateliților de pe orbită. În cazul în care observați totuși misterioasa capră pe străzile din Constanța, sunați la numărul de urgență 112.